Sunt Raj și astăzi o să gătim în familie. Șoptesc deoarece este dimineață, parcă ora 6:39 de minute. M-am trezit și mi-este foame și m-am gândit să fac și un mic dejun, rapid. Mi-a venit ideea să vă arăt și vouă. Ingredientele sunt 4 ouă, 4 felii de pâine, un ardei roșu, un ardei galben, brânză, avem felii de acestea, fat și tocată, tăiată, niște, o ceapă mică, mare, cepoasă, niște unt, pentru, da, niște sare, deoarece, oricum, la toate dișurile îți trebuie și sare. Și acum hai să începem. Vreau să încerc un truc de ceva timp. 1, 2, 3. Ok, asta parcă a fost magie. După mine. Hai să punem în acest bol roșu, deoarece ăștia sunt roșii, cu lingura, lingură, linguriță, am un smiley face, smiley, smiley face, smiley, iar... Ah, bun, într-un sfârșit am pus ardeiul ăsta aici, tot. Ok, acum e timpul să facem exact ce aș fi făcut cu cel galben, știm că am mers la cel roșu. 1, 2, 3. Văd că am ieșit de data asta. E timpul să punem ardeiul acesta. Nu, uite-o. La momentul acesta trebuie să tăiem pâinea. Avem aici un cuțit. Cuțitaș. E mai greu decât credeam, să fiu sincer. Dar da, cel puțin nu pot face cu dejunul. Hopa, hopa, hopa. Uite, așa... Mă întrebați oare de ce trebuie să fac asta? Veți afla mai târziu în videoclip. Este o parte mai problemoasă, posibil de spus. Am terminat aici. Hai să mergem la următoarea felie. Ok, acum pentru pașii esențiali, mai am acum doar să tai ceapa. Ce pos! Și acum, deoarece am terminat micii, e timpul să punem ceapa în bol. În același timp, trebuie să punem și ardei. Să-i pun pe tot, să punem tot ardeiul. I believe I can ardei. I believe I can ardei. I believe I can ardei. Curge ardeiul din ce ardei, I can fly. Ardei, I can fly so high. Bun, am terminat cu ardeiul. Vine ceapa pe care le-am tăiat-o. Și mi-o stură ochii. De ce mi-o stură ochii? Răspunsul e probabil ceapa. Am pus toate ingredientele la un loc. Acum e timpul să mai adăugăm un pic de sare. După gust, în general. Iau un tel. Nu am tot să iau asta pentru mai mult spațiu. Și... tel, 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 tel. Acum punem untul.
Întinde-mi un pic. Ui! Ui! Am o mașină de curse pe nume unt. Un unt de curse. Aha. Punem fărire de pâine. Doar. Astea. Una. Felie. Să le separ un pic. Separate. Ok. Unt. Am zis unt. Uite așa. Unt. Și... Omega unt. Acum se ridică asta. Și am un omega unt. Am terminat partea asta. Acum e timpul să punem amestecătura amestecoasă de amestecătura noastră. Omleta noastră omețească. Mai iau, că n-am umplut omletă. Omletă. Și încă un pic de... Era? Omletă. Aici, brânză. Următorul pas este să punem brânza. Nu prea avem timp, deoarece durează doar 2 minute până se coace. Fără capac pe. Și după asta se pune ea, și după asta se pune capacul. Când îi dau flic, flic, flic. Ca în casă de plau. Ce vreau să spun asta? Poate că nu mai spune de obicei. Asta. Și prin asta, capac. Și pun capac. Acum o las un pic și după asta mă întorc. Ok, e timpul să întoarcem asta. 1, 2, 3. Ho! A mers! Nu, m-ați prins. Ha! Am reușit! Victory! Victory! Okay. Brânză! Au! Auci! 1, 2, 3, brânză, tocată, și încă una, 1, 2, 3, brânză tocată, o nu, brânză tocată, lol, gata, nu a fost chiar atât de greu, acum trebuie un capac, bun. E timpul să brânzim. Să sperăm că nu s-au lipit prea mult. Norocul meu. Una. E două. Pa. Trei. Pa. Thank you.